la primărie din Sângerei, poți intra doar pe jos, că mașina n-are voie. E pus semn de circulație că e numai pentru boieri. Doar și primar și poliția și cine mai poate intra aici? Pe ea? Domnul primar este, că mașina e lui. Dar și crezi că e mașina primarului? Primar, e mașina primarului. Eu credeam că e poliția rutieră. Da. Noi? Dar e concediu. Da. Da unde? Chiar e concediu, da? Serios? Poate e la mănăstire. Primarul e în concediu, dar și s-o apucat să fie în concediu el. Păi din ești. Vedem cine e locul. Alege problema importantă și participă. Așa. Bună este ucerere. Iată cererea care eu depun să-mi dai înscris. Ce? Ce să-ți dai înscris? Că de ce a zis primarul că ți-a dat locuință și da, de fapt nu ți-a dat. Da, să-mi dea. Înțeles. Dar mă, de ce nu porți mască sau ai voie? Că ești mesne. De ce nu porți mască în instituție publică? În spațiu închis. Nu ești obligat prin lege? Unde e camera? Primarul caut. Primarul e în concediu. Dar ce fel de concediu? Muncit prea mult? De ce nu poartă nimeni mască în primărie? Ce miliția, oare? Este interimar? Cred că este interimar la dânsul. De ce primar? Primează. Dar sunteți cu același nume, nu? Sunteți neamuri cu Coș. Andrei. Nu știu. Cum? Noi nimeni. Primăria nu lucrează. Și nici secretara noi. Și ora 1. Început la 2. Da. Terminat pauza de prânz. Ia, uitați-vă câte... Diplome. Diplome au. Da, da. Ei, gospodari. Da, da. Povăleu. Ți-am zis că el și-a luat concediu care de făcut campanie electorală. Bine că noi din timpul mergem de lucru. Mergem peste drum, da. Ai registrat cererea? Da, am registrat-o. Dar și unde vă e? Șeful. Dacă nu-i Covaliov, că e în concediu, unde e? Cine e? Și unde e? Eu, și Marian Lupu, cetățean de onoare. Băi, băiete, și Duca. Vici primarul e la masă. Dar păi cât e la masă? Că e ora 1. Așa galerie primarilor. Nici o femeie, numai bărbați. Ce se filmează? Iată asta care o chema poliția. Cine a chemat poliția? Asta filmați-o, că eu o chemat poliția atunci cu... De ce ați chemat doamnă poliția? Cu ce vă deranj? Când am venit la tine. Cu ce vă deranjat? Am venit aici să-mi dați rucuiență, mi-a făcut. Ai văzut? Da, am venit la tine. Am venit în primărie. Știu ce, ai chemat poliția cu împreună cu... Pentru ce doamna ați chemat poliția? Vă deranjat? Eu le-am deranjat, le-am turburat liniștea publică. E câtă o, s-o întors, nici nu vrea să-și arăt. Dar ce funcție are, doamna? E jurista, Afanasiev, Afanasiev Galina. Da, cu domnul arhitect, am și vă duc la arhitect. Doamna juristă, nu trebuie să purtați toată lumea măști aici? Nu sunteți în instituție publică? Nimeni nu are mască. Da, e că e s-o întors, nici nu vrea să arăt. Păi dacă are pardonul sexy, da să-l arăte. Bună ziua. Nu trebuie să poartă toată lumea măștii în instituție, că și nimeni nu poartă, nici dumneata. Păi înseamnă că încălcați legea, nu? Da, știm. Mă duc dar dincolo la poliție să anunț, poate vine să facă procese verbale, să mai îngroașă bugetul. Vine să răpuiască cu cetățenii. Domnul primar este? Vine? Nu, domn primar nu-i spune că el înlocuiește.
Și au luat concediu pentru campania electorală, da? Iată, eu am depus. Am înțeles. Bine că nu-i plăti din bani publici când faci campania electorală. Asta e corect. Da, eu. Dar dumneavoastră știți cazul ăsta când el a zis la televizor că i s-a propus casă, locuință? Nu i s-a propus locuință, i s-a propus după la Consiliul Raional. Casa socială e la balans la Consiliul Raional și Consiliul Raional rezolvă probleme. Noi cu casa socială nu avem, noi locuință socială nu avem în primărie. Să-i copilalul, doamne locuință. Asta ora a doua, doamna nu își poate rezolva problemele cu rudele. Cu fratele, da. Da, noi nu putem pleca în scandal. Da, dar zici că certificat de proprietate acolo nu-i să dea, nu? Eu am scris, nu v-a dat un nimic, ce e înregistrat-o, vă rog, jos la primărie. La cancelare. Nu, eu trebuie să-mi plec și este tot așa acolo. Doamne, este regul. Trebuie și dintrare, trebuie și... Dacă e înregistrat, doamne, dacă e înregistrat oficial... S-am dat aici anumit că să... Dacă e înregistrat oficial, nu e necesar, dar dacă vrei... Nu, să o înregistrez anumit, ca să o înregistrez, știți, că pe ori nu voi puteți o rupeți și... Nu, dacă e înregistrat oficial și ai copii, dacă ai copii... Atâtea mahinății să fac, eu n-am înregistrat. Dacă ai copii cu număr de înregistrare, poți să-i dați... Nu, zici că e înregistrat oficial, zici care copii și-a înregistrat. De la cer de jos, soare, așa cum scapi cer. Și mă primesc, vedem la lucru și rezolvăm problema. E tot așa dată jos. Așteptați poliția fără mască sau vă puneți măcar acum? Apartamente au putut vinde, au vândut apartamente jumătate de sânge. Nu, auzi că zici că primăria n-are locuințe sociale. N-are, le-au vândut, le-au vândut. Așa, nu știu, ne ducem la ceilalți și e tot a spui că n-au. Haideam să vedem. Dar banii, mașinății pot face. Da. Noi n-am vândut nimic. Ați vândut. Eu dacă răscolesc documentațiile, vă găsesc toate mahinații. Păi trebuie să răscolești ca să afirmi asta. Trebuie să ai probe. Trebuie probe, da. Altfel îi presupune. Dați-mi permis să răscolesc activa și vă găsesc. Unde sunt apartamentele și eu vă le dau pe numere și pe ce stradă sunt. N-are primăria, da? De unde și primăria? Noi n-avem nici casă, nici apartamente, nimic. Dar zici că s-a dat un bloc la poliție și cine? Consiliul Raional a dat. Care bloc la poliție? Unde? Și adresa? Da, este aici. Mergem și o să arăt. Este casă socială. Are, Consiliul Raional, nu e al primăriei. Care nu-i am înțeles. Orașului, gestiunea Consiliului Raional. Am înțeles, haideam la ei, da. Și noi nu avem nimic cu casa aceea, absolut. Am înțeles, mulțumesc, și o zi bună. Nu vindem noi nimic și nu avem ce vinde. Ce avem ce vinde, nu avem ce vinde, și vinde. Dar păzeți-vă și păzeți-ne de COVID. Vă rog, masca pe figură. De grijă. Aveți primar medic și nu respectați indicațiile medicilor. Da, primarul medic. Ei, el îmblă cu mască, dar îmi pare că el a fost amendat. Da, toată primăria e fără mască. Dar el a fost amendat că făcea niște slujbe religioase în timpul carantinei. Da. Și iată toată primăria, ați văzut, vreunul cu o mască? Da, niciunul nu poartă mască. Deci e clar că madame, misiu Corvaliov nu prea respectă nicio regulă. Iată, și nu le cere. De aici vine și te-a luat poliția. Am fost luată de aici. Așteptam la asistența socială. Și-i deranjat sau ce? Doamna a ieșit. Și o trimis să ducă din aici așa un cuier ușa. Și mi-a spus că așteaptă niște 15 minute. Și apă chema poliția? Vrei să-i trebuie la pași. 100 de lei m-a zis. Dar intrarea e interzis. Interzis e intrarea, scrie că. Câteva și pe UNESCO. Toți fără mască. Sunteți angajat aici? De ce nu purtați mască? Sunteți în interior? Noi avem mască. Bun, o aveți. Trebuie să o purtați, nu să o aveți. Și eu am mască. Dar o port. O purtăm în timpul liber, da? Filmată nu a fost nimeni, dar așa că filmată-i la ușă. Își transmit repede. Repede o transmit, da.
Da, vicile. Vicepreședintele? Dacă. Da, când vine domnul Corpădean? Nu cunosc. Chiar cum este. Cum e? Este plecat în afară. Unde? Nu știu. Ok. E clar. Omul nu-i la lucru. Bună ziua. Eu am început să șeam la tanță, dar nu... Povestește. Ce? Era aici la Corpodeo? Da, iată de aici eram, așa așteptam. În anticameră. Vin, totdeauna el e în deplasare, nu e pe loc. Muncește din greu. Da, și stam și am spus că de aici nu mai mișc până când nu vine domnul Corpodeo. Ei au ieșit vicele sau cine este. Secretarul, zic. Și-a chemat poliția. Dacă nu pleci de aici, o să te ia cu cătușele. Și a venit poliția și m-a amendat că le-am tulburat liniștea publică. Și cât am stat la mașină cu un polițist, unul a rămas aici și el a instructat cum să procedeze cu mine mai departe la sectorul numărul 1 de poliție. Dar altă dată ai venit cu documente la Corcodeal și mai erau martori. Dimineața era tot la el în birou. Plină birou și am venit cu documente și domnul Corcodeal le-a rupt, nici n-a voie să se uită în ele. M-a luat de gât, m-a scos și a spus că îți rup picioarele dacă te mai văd odată. Și tot doamna era secretară? Asta când nu, asta... Altă persoană. Asta e alta, era aceea nu-i. M-a dat-o văd, adică nu vă spus. Nu, voi v-a schimbat ca mânușile pe mână. Da, vă rog frumos, nu comentați așa pe genul de comentarii, pentru că pe dumneavoastră nu vă cunosc, dumneavoastră... Păi n-ai de unde mă cunoști, că nu erai atunci când am fost eu. Da, eram, bine. Nu trebuie să... Și nu te întreabă nimeni. Da, nu. Ei, nu, dar am vizat-o și femeia sunt de vizat. Dar Corcodeal nu-i să dea replica, așa că am venit și aici degeaba. Și aici degeaba. Și gata, toți, da, și cum ai venit să filmez, nici unul nu-i. Da, pleu și transmis, da. Nu a venit nimic cu filmat. Sunt băieți, ia să vezi pe mine, dar tot așa e. Șamuș, repede-te să-și pun măștele. Șamuș, repede-te să-și pun măștele, uite. Nu-i nimeni, fie ca una, între-te să-ți schimbi rolul. Era o grămadă lumea. La finanță. Nimic cu măști, bravo. Da, ei cred că dacă o interzis accesul cetățenilor, gata. Da. Eu și Leonid Alari, tu chilatul e persoană de onoare și Valeriu Matei, eu și director de la mine din sat Balan. Dă-ți de onoare. Ectălui și Agache, răposatul de luna trecută. Hadârcă tot de la Sângerei, Păunescu-i de la Copășeni, Troiencu, nu știu de ce și el e personaj de onoare. Fost primar Glib. Andrei Galben de la Sloveanca. Da. Și tot numai o femeie, da? Ca excepție. A, două femei. Și atât. Din 30 cât sunt aici. Mai mult de 30 sunt numai două femei. Consiliul Raional Sângerei sexist. Aici de-a mai ești președinți de Raion. Ectăliș Consăteanul meu, Fugar Meaun. Dușa ucată. Și aici e tovarăși Corcodeal. Ei, da. Crasavet. Aici ăsta care nu e pe loc. El e la lucru, dar nu e la lucru. De la ce partid ai zis că e el? Democrat. Păi, neatnă. S-o dus să-l caute pe Plahotniuc. Da.